Și Dumnezeu a zis, ești preot peste casa ta, ascultă și învață. În ziua de odihnă, pe care am sfințit-o, să nu faci vreo lucrare, nici tu, nici fiul tău. Când ultimele raze ce pâlpâie în amurg anunță ziua sfântă, spre Dumnezeu în rugă să nu alergi doar singur pe altarul consacrării. Să iei cu tine fiul, porunca așa zice, și tu și fiul tău. Când îngerii coborâ vor la locul de închinare, în sfânta zi de sabat, găsi vor șezând și fiul tău? Sau triști privi vor locul gol și locul gol de lângă tine nu îți vorbește despre Domnul? Ce a spus în marea lui poruncă să fii și tu și fiul tău? Sfințirea sabatului poate să treci prin suferinții îți cere și acolo ia-ți cu tine fiul. Greșești ferindu-l de durere. Răpindu-i dreptul de ocară, tu îl ferești de răsplătire și va cădea asupra-ți vina că mântuirea a pierdut. Deci, când furtuna se ivește, fii treaz și tu și fiul tău. În fața porților eterne, curând, curând te vei afla, dar înainte ca să intri, un glas solemn te va întreba. Ești singur? Unde ți este fiul? Vei fi tu gata să răspunzi? Aici sunt eu și fiul. Sau încerca vei să te ascunzi? El Dumnezeu a zis, ești preot peste casa ta. Învață și păzește. În ziua de odihnă pe care am sfințit-o, să nu faci vreo lucrare, nici tu, nici fiul tău.